Blocul Pobeda, așa numitul Bloc Pobeda, iar se adună la Moscova cu multă, multă lume. E bine că ați spus așa numit. O să explic de ce. Da. Și anunță ei că vor anunța numele candidatului pentru alegerile prezidențiale. Eu vreau să înțeleg dacă asta, cum, adică asta este legal, asta este posibil, cineva se duce într-un stat vecin, pe niște bani nu e clar a cui și cum, pentru că m-am uitat eu peste partidele astea care fac... Nu suntem vecini cu Federația Rusă. Bun, nu suntem vecini cu Federația Rusă într-un stat mai îndepărtat, într-un alt stat, da? Într-un stat agresor în statul vecin, haideți să spunem așa. M-am uitat eu pe rapoartele financiare ale partidelor din acest bloc, aproape toți au indicat zero la venituri și la cheltuieli. Deci, ei se duc acolo și eu își înainteze candidatul pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Asta cum este din punct de vedere al legii? Eu doar vreau să atrag atenția Comisiei Electorală Centrală la fel, se uită la rapoartele financiare ale partidelor. Inclusiv la această etapă suntem în proces de control a finanțării unui partid politic, vorba de Partidul Politic Renaștere. Noi am efectuat un control în ceea ce privește finanțarea Partidului Șansă după alegerile locale generale. Am depistat mai multe carențe din perspectiva administrativă electorală, hai să zicem așa, și de finanțare. Am adoptat deciziile de rigoare, am transmis materialele din cauza că partidul nu s-a conformat și nu a prezentat materialele respective. Am sesizat Ministerul Justiției, care a făcut o cerere de chemare în judecată în ceea ce privește limitarea activității acestui partid politic. Doar din perspectivă că ei nu au respectat regulile și reglementările de finanțare a partidului. Acum suntem în proces de control a partidului politic Renaștere. Dumnealor au fost mai receptivi din perspectiva prezentării documentelor. Trezorier, cel puțin, a venit în două rânduri, a dat un set de documente incomplet. Am clarificat care este setul de documente care urmează a fi prezentat. La următoarea ședință au prezentat deja setul de documente conform solicitărilor Comisiei Electorale Centrale și urmează să examinăm atent aceste documente și să venim în termenul stabilit care a fost oferit nou organului de control, să venim cu o soluție. Dar ce fel de soluție puteți să emiteți? Eu am citit acel act de control pe care încă în ianuarie, dacă eu nu greșesc, a fost emis. Verificarea a fost... Partidul Șansă. E Partidul Șansă, exact. Și acum pe Renaștere. După acel act de control, Partidul Șansă, ce s-a întâmplat? Păi, am zis. Noi am sesizat Ministerul Justiției și Ministerul Justiției a depus cerere în instanță cu privire la limitarea activității acestui partid politic. Am înțeles. Și cam asta a rămas să se întâmple și cu Renaștere. Nu, eu nu vreau să anticipez. Da, noi am intrat în altă discuție. Da. Despre blocuri și despre înaintarea unui candidat într-o altă țară. Noi ați folosit o sintagmă foarte corectă, din punctul meu de vedere, așa zis bloc. Da, pentru că el nu este înregistrat. Bravo. Deci asta vroiam să menționez acum, că orice noțiune e trebuie fie să regăsească în lege, fie noi trebuie să ne dăm seama că este o noțiune manipulatorie folosită în anumite scopuri de a ne induce în eroare. Deci un bloc politic, noțiune de bloc politic nici într-un act legislativ în Republica Moldova nu este reflectat, deci este o noțiune abstractă, poate fi folosită de oricine, pentru că nu poartă după sine nicio obligație juridică, nici niun fel. Da. Bloc electoral este o entitate formată din două sau mai multe partide înregistrată la Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova cu scopul de a participa la un anumit scrutin. Pentru că imediat în ziua alegerilor, acel bloc electoral nu mai există. Pentru că el își pierde puterea sa juridică și hotărârea cea de înregistrare. Respectiv, ceea ce se întâmplă astăzi, trebuie să o spunem pe față cetățenilor noștri, cel care ne privesc, sunt acte de manipulare și de impunere a unor perceperi false despre activitatea politică a unor grup de partide care legal sunt înregistrate în Republica Moldova. Faptul că ei acționează de pe teritoriul altui stat, eu nu văd care lege s-ar încălca. Dar nu, activitatea politică se bazează nu doar pe lege, dar și pe norme morale, și pe norme de bun simț, și pe perceperi legate de această activitate din partea cetățenilor. Deci astăzi cetățenii noștri,
Dacă sunt membri în acest partid, de exemplu, ei sunt, au garanția libertății de circulație. Că dacă ei se întruneau la un retreat ori la un team building în Antalya la un hotel și adoptau aceleași decizii, probabil că presa nici nu observa acest lucru, ori o reflecta cu tot cu altă cu tonalitate. Bun, dacă noi ne-am deci fi pus întrebarea că... cine plătea team building-ul din, exact că da. Aici din noi trebu... Turcia. Bravo, aici da. Urma să ajung acum. Persoanele date care se deplasează în numele unui partid politic nu pot face în cont propriu. Acest lucru este clar stipulat. Cheltuielile partidului politic și dacă noi vorbim în numele, dar ei vorbesc în numele unui partid politic, trebuie reflectate în raportul partidului politic. Și aici am intrat pe hectarul de responsabilitate despre care vorbea domnul Postic. Și atunci? Respectiv, asta trebuie să înțelegem. Ei pot să declare ce vor ei. Blocuri, răzblocuri, blocuri la cup și la pătrat, ori să se declare candidați de tot felul, persoana aceea va fi persoană fizică, până la momentul în care Comisia Electorală Centrală nu va examina tot setul de documente pentru înregistrarea celui candidat. Dar cheltuielile pentru deplasare, cazare, sala de întruniri, concertele cântate în limba română de muzicieni neromâni și tot așa și tot așa, lucrurile astea trebuie contabilizate. Și trebuie să le vedem în raportul privind gestiunea financiară. Și nu le-am văzut, cel puțin pe cele de an trecut, nu le-am văzut. Scuze, pentru că noi vorbim de evenimente care au loc în anul 2024 și rapoartele privind gestiunea financiară pentru primul semestru anului 2024 urmează a fi depuse până la data de 15 iulie. Da. Tocmai de asta și ziceam de controlul în privința Partidului Politic Renașterea, pentru că Comisia a dispus control pentru perioada 1 ianuarie 30 aprilie. Din cauza că partidul a recunoscut faptul că în campania electorală pentru alegerile locale parțiale care au loc acum a beneficiat de suportul financiar al unei organizații necomerciale, lucru care este interzis de lege, da. Tocmai din acest considerent, noi și am dispus control să vedem. Sunt reflectate, nu sunt reflectate, dacă sunt reflectate, cum sunt reflectate. Da. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Cutia Neagră cu Mariana Rață. Fiți acolo, urmăriți-ne ca să aflați primii despre cine sunt cei mai mari corupți din Republica Moldova și ca să urmăriți cele mai interesante investigații și emisiuni.